Două zile mai târziu, portarul care îmi slujea drept servitor îmi a adus o carte de vizită pe care am citit aceste două cuvinte: Armand Duval. Am făcut efortul de a-mi aminti unde mai întâlnisem acel nume, și am revăzut în minte prima pagină din volumul Manon Lescaut. Am poruncit să fie introdus pe data acel domn. Și am văzut atunci un tânăr blond, înalt, palid într-un costum de călătorie plin de praf. Foarte emoționat, nu făcu niciun efort ca să-și ascundă tulburarea și îmi spuse cu vocea tremurată. Domnule, scuză-mi, te rog, vizita și costumul. Doream atât de mult să te văd astăzi. Nu poți înțelege ce dorește de la dumneata acest vizitator necunoscut la o asemenea oră, într-o asemenea ținută și plângând după cum vezi. Îți cer un mare serviciu. Domnule, am replicat eu. Dacă serviciul cerut poate să calmeze puțin mâhnirea pe care o încerci, spune miute. Atunci îmi spuse. Ai cumpărat ceva de la vânzarea obiectelor margritei. O carte, Manon Lescaut, o mai ai? M-am dus să iau volumul și l-am dat. Aceasta e, spuse el privind dedicația, și două lacrimi mari căzură peste pagini. Te rog să-mi cedezi. Cartea asta ți aparține, domnule. Ia-o înapoi. Sunt fericit să ți-o pot înapoia. N-am cunoscut-o pe domnișoara Gotie, decât din vedere. Moartea ei m-a impresionat așa cum întotdeauna impresionează pe un bărbat tânăr moartea unei femei. M-am încăpățânat să licitez volumul. Nu știu nici eu de ce. Bine, domnule, îmi spuse Armand Duval. Accept și-ți voi fi toată viața recunoscător.